În acest weekend, la sala polivalentă din municipiul Drobeta Turnu Severin, va avea loc un eveniment dedicat profesorului Ion Milovan. Vor avea loc jocuri sportive de handbal feminin, categoria junioare 2, cu diverse echipe din țară, dar și din Serbia. La acest eveniment, autoritățile competente doresc să readucă aminte cu mare drag de regretatul profesor emerit Ion Milovan, care a adus cinste și onoare sportului mehedințean. În vederea recunoașterii valorilor handbalistice ale județului, educarea și formarea sănătoasă a tineretului, promovarea sportului de masă, consolidarea socializării cetățenilor prin crearea unui cadru social și organizatoric favorizant, cetățenii sunt invitați să ia parte la Memorialul Ion Milovan 2020. Duminică 8 mai la sala polivalentă se va desfășura Memorialul Ion Milovan, ediția a doua. La această ediție vor participa două echipe din Kladovo, Serbia, două echipe din CSS de la Craiova, de HM Craiova și două echipe locale ale noastre. Acest eveniment se desfășoară în parteneriat cu Primăria Drobeta Turnu Severin și Direcția Județeană pentru Tineret și Sport. Evenimentul va începe la orele 9. Duminică orele 9 și se va încheia la orele 17:30 cu festivitatea de premiere. La orele 12, între 12 și 13, se va desfășura și un joc sportiv între fostele eleve regretatului profesor Ion Milovan. Vă așteptăm cu mare drag pe această cale. Prin acest eveniment dorim să popularizăm și să mediatizăm mișcarea, sportul, să atragem cât mai mulți copii, sportul de masă, handbalul în special, feminin și masculin, să atragem cât mai mulți copii și spre acest sport. Ion Milovan a fost un jucător și antrenor de handbal, una dintre cele mai mari personalități ale sportului de performanță și handbalului din județul Mehedinți și din România. Între anii 1958 și 1973 a fost jucător activ de handbal la Dinamo București, Știința Bacău și la alte cluburi din Orșova și Drobeta Turnu Severin. Din anul 1973 a fost antrenor la CSS Drobeta Turnu Severin, unde timp de aproximativ 40 de ani a condus una dintre cele mai performante secții de handbal feminin din România, care a dat handbalului național și internațional jucătoare cu nume sonore. Pentru dezvoltarea sportului românesc și creșterea prestigiului handbalului, profesorul Ion Milovan a fost apreciat cu diplomă de merit de către Comitetul Olimpic Român și Ministerul Tineretului și Sportului, fiind singurul antrenor emerit de sport din județul Mehedinți.